ne-am gândit să te și provocăm. Ai mâncat în dimineața asta? Nu, n-am avut timp să mănânc. Îți place mâncarea iute, picantă? Da. Suporți? Nu știu, să vedem. Bine, fii atentă, provocarea e următoarea. Vom sta amândouă la masă, avem totul pregătit, față în față. Câte un pahar de lapte și cu câte o bentiță. Ne echipăm corespunzător, ne punem bentița pe cap și începem să mâncăm chestii super picante. În dimineața asta avem un chips foarte picant. Cine rezistă mai mult câștigă, pierde cine bea prima din lapte. Laptele care va carmea din inițiala chipsului. Ești pregătită? Da, hai. Hai să-i dăm drum. Haideți să le ajut și eu pe fete să se instaleze. Ia să vedem ce avem aici. Te rog. Bun. Trebuie să vă puneți această frumoasă bentiță pe cap. Asta e ca să se facă. O punem pe ochi sau? O punem pe cap. Pe cap. Hai voi să vezi. Am așa. Așa, Nati, ai nevoie de ajutor, ești foarte descurcăreață. Avem câte un chips în față, Ana, și o feliuță de ardei super. Cel mai picant cel mai picant ardei iute pe care l-am găsit. Chiar eu și bine am pregătit pentru această. Mulțumim, ce să zic. Pentru această provocare. Deci ce trebuie să faceți? Trebuie să mușcați chipsul dintr-o înghițitură, cu tot cu ardei, bineînțeles. Și după cine cedează, o să bea, bineînțeles, prima dintre voi lapte și categoric va fi și pierzătoarea. 3, 2, 1 și mâncați, măi, chipsul, ia să vă văd. Hai, Nati! Hai, Ana! Mamă, mămică! Pe toți, pe tot, tot chipsul, haideți, haideți! E cald, e bine, e frig, Natalia plânge. Se pare că domnișoara Roman este mai rezistentă. N-am mâncat în viața mea ceva mai picant decât atât. Mamă, e super picant. Măi, dar ce simți sunt fetele când mănâncă picant? Măi, Nati, îți aduc o găleată ceva? Ești ok? Unde ai găsit atât de picant? Aoleo! Am adus eu, am eu o grădină specială cu lucruri picante și... Mamă, nu mai pot! Haideți să văd, să văd acum care rezistă. Mamă, nu mai pot să vorbesc, deci mi s-a îngroșat limba, nu mai pot! Wow. Gata, uite, a cedat, Nati este câștigătoare, Nati, poți să bei și tu acum din lapte, poți să-i dai shot, cum s-ar spune paharul acum, să ți se potolească. Mamă! Potolească iuțeala, bea și tu, colega mea dragă. Bea lapte, cred. Mi-ai scos înfrângerea de săptămâna trecută când am cedat în fața lui Tavi Plânda. Mulțumesc. Vai, altceva. Mamă, e iute și acum, nu mai pot. Cum ești, domnișoară? Este iute și acum, sincer. Oare să mai întreacă azi? Auzi, dar să fie singurul motiv pentru care ți-au dat lacrimile sau mai ești alte motive? Singurul. Este singurul. Deci lucrurile picante o fac pe... Doar lucrurile picante o fac pe Ana Roman pe să mine și le altele, primeze. Da? Ardeiul din dimineața asta m-a rupt. Este bună, a slăbit, nu? Măcar atât. Mulțumim foarte mult, Ana. Eu nu prea mai pot să vorbesc, nu știu care e faza. Ideea e că, mamă, deci e iute rău de tot, nu vă imaginați. E cel mai iute lucru pe care l-am mâncat vreodată în viața mea. Mulțumim foarte mult, Ana, pentru prezență. Dragă. Deci ți-a luat și laptele tău, asta e, rămâi fără lapte. Eu n-au bentița jos, cum mă strânge. Mă strânge și pe mine, o să o păstrez eu. Măi, Nati, hai, ești bine? Hai, zi tu că eu beau lapte, zice. Măi, Natalia. Măi, Nati, da, Shakira are o casă de senzație care costă o avere, iar noi vă ducem chiar în dormitorul ei. Totul a fost aranjat de vedete până la cel mai mic detaliu și oricine și-ar dori să-i treacă pragul casei, iar noi am explorat fiecare colțișor. Ana, îți mulțumim pentru prezență. Vă rog frumos.